Experții Agenției Internaționale pentru Energie Atomică au văzut mine situate într-o zonă tampon între barierele permanente interne și externe ale centralei, declară șeful agenției Rafael Grossi într-un comunicat. Acesta a acuzat Rusia că pune presiune pe angajații de la cea mai mare centrală nucleară a Europei. Despre acest subiect ne spune mai multe Florin Jipa, editor șef la Monitorul Apărării și Securității. Bun găsit, Jipa. Ucraina, vedem că a avertizat mai de mult despre planurile Rusiei de a crea un incident nuclear în Ucraina. Minarea terenului centralei este parte a acestui posibil plan? Este cu siguranță. Chiar dacă la prima vedere nu pare atât de grav faptul că niște mine antipersonal sunt undeva în dreptul porților de acces, dar să nu uităm că Rusia a militarizat cea mai mare centrală nucleară din Europa, cu 6 reactoare. Acolo sunt și depozite de muniție, acolo sunt și blindate, iar la fel să nu uităm că șeful informațiilor militare, generalul Kiril Budanov, a amenințat de mai multe ori că Rusia a pus încărcături de explozive inclusiv pe reactoare, iar experții de la Agenția ONU de verificare în domeniul nuclear nu au fost lăsați să cerceteze tot spațiul centralei. Atâta vreme cât acolo sunt militari cu muniție și nu se respectă regulile de bază privind o centrală nucleară, oricând poate să iasă un dezastru, unul intenționat sau unul chiar neintenționat. Florina, am văzut ieri că războiul s-a apropiat atât de mult de România încât poate fi văzut cu ochiul liber. Ce măsuri au luat autoritățile române după atacarea porturilor Reni și Ismail din apropierea graniței noastre? Am văzut că au fost discuții între secretarul de stat american Antony Blinken și ministrul român de externe Luminița Odobescu, atât despre exporturile de cereale, dar și despre securitatea la Marea Neagră. În acest moment, zona aceea de Dunăre este foarte aglomerată. În cele două porturi ucrainene trebuiau să ajungă peste 100 de vase. Ele sunt încă parțial închise. La Galați, de exemplu, aproape 80 de nave sunt în zona portului. Deci este o perioadă foarte aglomerată a anului, deoarece pe acolo se transportă foarte multe mărfuri, nu doar cereale, dar și alte mărfuri pe Dunăre. Și încă nu am văzut reacțiile internaționale, ele au fost destul de subțiri și la noi, un puțin așa s-a supărat președintele Iohannis și domnul Ciolacu, ministerul român al apărării a spus că nu sunt atacuri directe asupra României. Dar să nu uităm că astfel de acțiuni au două roluri destul de precise. Unul, de a pune amenințare pe granița NATO, asta e clar, niciodată până de când a început războiul, Rusia nu a atacat atât de aproape de granița NATO. Și a doua, bineînțeles, Rusia vrea să arate lumii că poate să controleze orice ieșire și intrare din Ucraina, atât în cereale, dar și la alte echipamente, inclusiv gurile Dunării, chiar dacă gurile Dunării sunt și teritoriul României. Jumătate din porțiunea aceea aparține României. Îți mulțumesc tare mult, Florin, pentru explicații și concluzii.